Cel ce e laș în dragoste, de Ileș Endre. Traducere de Constantin Olariu. Adaptare radiofonică de Eugen Todoran. Ca să șoltez. Alo! Alo! Cine a fost? Mă, cine a fost? Ce crezi? Păi de unde să știu? Dacă e ceva important, o să revin. Putea să fie mai reușită și excursia asta. Ce monumente, ce turle, ce ferestre în stil bizantin. Nimic deosebit. Vizitatorilor pe care îi conduc acolo le place. Să îi privește, drag. Dar eu sunt la mine acasă și mie nu mi-a plăcut. Și apoi la Eger ție nu ți-a plăcut mâncarea. Nici nu dai atins de friptură, păcat, era bună. Ce-i cu tine, ce-i rămas așa ca o statuie? Mai bine fă o cafea. De necrezut. Prețul timbrelor din Liechtenstein continuă să crească. Dacă stau să compar prețurile de azi cu cele din catalogul Iver pe anul trecut... Mai ții minte albumul Vadus pe care l-aveam? Știi cât ți-o oferați pe el? Termină, te rog. Te rog foarte mult să termin cu asta. La ce-i cu tine? Nimic. Și ești nervoasă? Mi-a trecut. Păi aș fi putut să iau chiar 1200 pe albumul Vadus. Am făcut o mare tâmpenie că l-am vândut. Dar eu văd că tu nu asculți. Habar n-ai despre ce-ți vorbesc. Ba da, despre albumul Vadus. Spune-mi, tu tot te mai gândești la individul ăla? Nu, nu mă mai gândesc. Păi, răspunsul ar fi înțelept dacă nu te-ai mai gândi, numai că nu e așa. Și dacă m-aș gândi totuși la el? A, bine, tu vreau să zic că vrei să iei de la început, da? E bine, poftim. Ce noutăți mai ai să-mi spui? Nu interesează. Sunt părtașa ta la vină. Și nu mă mai spală toate apele. Părtaș la vină? La ce anume mi-ești părtașă? Poate că eu l-ai fi lovit cu mașina pe omul ăla. Nu! Și l-am speriat, am claxonat la el, l-am înghesuit în șans și... Nu! Păi atunci? L-ai lăsat acolo, l-am lăsat acolo. Iartă-mă, dar eu aș rezuma treaba asta cam așa. Mergeam spre Feldebro și înainte de a ajunge la Totfalu, am văzut că stă cineva întins în șans și lângă el era o motocicletă răsturnată. Îi sângera fața. Știi care este esența morală în cazul respectiv? Că individul băuse. Băuse. Am oprit mașina, am coborât, m-am aplecat peste el și am simțit că era băut. Cine conduce să nu bea? Nu trebuia totuși lăsat acolo. Dar ce puteam să fac eu cu el? Eu nu sunt medic. Trebuia să-l ducem imediat la urgență. Bine, dar noi mergem în altă direcție. Trebuia să ne fi întors. Puteam vizita și altă dată monumentele. Dacă tu ai ținut să mine arăți. Dar nu așa. Să lăsăm în șanț un om plin de sânge leșinat. Ți-am mai explicat că mergeam pe șoseaua 214 și nu pe un drumeac de pădure părăsit. După 5 minute, după 10 minute, absolut sigur, a trecut o altă mașină. L-au luat ăia, l-au luat la spital, l-au trezit din beție, fii liniștită, nu mai zace în șanț, gata. Și dacă n-a trecut altă mașină? Nu se poate să n-a fi trecut. Și dacă a sosit prea târziu? Atunci înseamnă că accidentul a fost atât de grav încât nici noi nu l-am fi putut ajuta. Și dacă nu l-au luat nici alții? Nu, l-a luat cineva până la urmă, l-a luat. Dar de ce nu noi? Dar tu te-ai gândit bine? Te-ai gândit bine cine ar fi așteptat? Ar fi urmat interogatoriu de la miliție. Și cum aș fi putut eu să fac dovada că nu l-am lovit? Cine ar fi putut șterge bănuiala asta? El. Ar fi mărturisit el. Păi dar dacă totuși n-ar fi avut cum? Dacă n-ar mai fi avut cum? Da bine, fie, să admitem cazul cel mai fericit. Respectivul mărturisește tot și după asta, ce urmează după asta? Procese verbale, anchete, depoziții. Durează 6 luni întregi. Păi asta ne lipsea nouă. Ție-ți lipsește până și un minim de etică. Nu am minim de etică, maxim de etică, ce cuvinte mari. Sunt măritată cu tine de 5 ani, dar parcă acum te-aș vedea pentru prima oară. Uite, Eva, tu n-ai înțeles bine ce ți-am spus. Eu mă refeream la faptul că noi înșine ne stabilim viteza vieții. Și în goana asta trebuie să alegem cea mai inteligentă viteză. Nu-i permis să ne irosim cu ușurință. Despre asta e vorba. Acum ai înțeles? Hă? Nu despre un minim sau maxim de etică. Nu despre prudență sau despre lașitate. Nu e nevoie de lașitate ca să aplatizezi viața.
ajunge și prudența. Tu fii deșteaptă și ascultă ce spun. L-am fi putut lua într-adevăr pe omul acela din șan și l-am fi putut transporta undeva. Dar dacă stai să privești mai bine în jurul tău, oare e singurul caz cu cântec? Oare numai omul ăsta a intrat într-un copac sau într-o bornă kilometrică? Păi dacă aș sta să mă ocup de mulțimea de necazuri pe care le văd zi de zi, dacă m-aș apuca să strig, să fac scandal, să reclam în stânga și în dreapta, păi atunci, ce crezi? Cum crezi tu că se va termina? E mai devreme sau mai târziu, am să-mi frâng gâtul. Ori așa ceva, cred totuși că nu dorești. Nu. La ce te referi cu acest nu? Am senzația că orice ai vrea, orice mi-ai spune acum, trebuie să-ți răspund nu. E cazul să o lași baltă. Păi să las baltă ce? Nici eu nu mai știu toată povestea asta. De fapt, ce s-a întâmplat cu tine? Nu înțeleg să mai continui așa cu tine. Alo? Da, Scholtes. Mai tare, că nu înțeleg. Ah, tu ești Zori. Ce fac eu? Păi nimic deosebit, consult catalogul Iber. Da, ai ghicit tot cu filateria, da. Asta seară? Ah, nu, zău, nu te supăra, nu pot decât un sfert de ceas, plecăm la concert. E bine, nu, lasă asta. Da, te aștept. Cine? E, Kerner Zoli, vrea să urce la noi un pic. Acum și-a găsit. Zoli? Da. Kerner Zoli? Foarte ciudat, n-a mai dat pe la noi cu ani. Da, ai auzit, i-am spus că plecăm la concert, că altfel nu ne putem descotorosi de el. Dar o cafea îi oferim totuși, nu? Ba, fie, dar pe urmă-i fac vânt imediat. Sună cineva, nu auzi? S-o fi susit atât de repede? Deschid eu sau... Nu, lasă-l primești. Merge. Poftește-ne. Vă rog să-mi scuzați că am venit așa... Dar cum ai nimerit aici, Morvai, Andreea? Da? Poftește, iar rog. Știți, m-am gândit să vă dau un telefon întâi. Am sunat de mai multe ori, dar n-a răspuns nimeni. Nu, am fost plecați de acasă. Da, spuneați ieri că vă luați în voi. Dar și-ți dragă odată, uite, m-am așezat și eu. Mulțumesc. Așa, acum spune, ce dorești? Dar te rog un singur lucru, să vorbești cât mai scurt, că trebuie să plecăm chiar acum. Da, de fapt, azi am auzit și eu la întreprindere. Azi mi-au spus că dumneavoastră n-ați semnat. Ce? Cererea mea să fiu recomandată la facultate, la Seral. A, nu, n-am semnat. Dar mă rog, de la cine ai aflat? De la secretara direcției. Ah, am să cer să-i se dea o mustrare scrisă. Nu, vă rog să nu faceți asta. Ea nu mi-a vrut decât binele. Mi-a spus doar atât, să încerc să vorbesc azi cu dumneavoastră, pentru că dacă șeful meu de secție nu-mi susține cererea, nici întreprinderea nu mă va recomanda pentru facultate. Și acum am venit aici pentru că cererea mea și-a ajuns în mapa cu corespondența de mâine dimineață, în mapa direcției. Și dacă mă respinge, pierd anul ăsta. Înțelegeți? De, și ce vrei acum de la mine? Să mă recomandați totuși. Nu pot. De ce? Nu vreți să mă perfecționez? Nu, e vorba despre ce vreau și ce nu vreau eu. Problema este ce pot și ce nu pot face. Și asta nu pot face. Dar de ce? Îți explic îndată. Unde vrei să te înscrii, dumneata? Aș vrea să studiez arheologia. Ei, poftim. De vreme ce ții morți și să-ți continui studiile, de ce nu optezi mai degrabă pentru o școală tehnică? Poate că așa aș semna, pentru că ai învățat pentru noi. Dar așa, ce folos avem dacă te trimitem la facultatea de arheologie? Bine, numai că eu... Știu. Ai vrea să te faci arheolog? Da. E, în cazul ăsta, de ce te-ai angajat la noi? La întreprinderea de instalații de cabluri? Pentru că aici am căpătat post după bacalaureat. Da, și te-ai gândit că o să te oploșești aici câțiva ani, că noi o să te vârâm și la facultate, o să facem sacrificii pentru dumneata, așa ți-ai zis, nu? Și m-am făcut vinovată cu ceva? Nu, n-ai avut nicio vină, doar că ți-ai greșit socoterile. Îți dau un sfat, fă bine și primește. Rămâi acolo unde ești, onorează-ți postul, astea scurate fantasmagorii. Și acum du-te acasă și gândește-te la ce ți-am spus. Vă mulțumesc pentru sfatul. Fește-l. Mulțumesc. Seara. E, asta zic și eu, rezolvare expeditivă. Adică renunță fetițo pentru totdeauna la orice fel de dorință. Să nu mai vrei de acum încolo nimic. Rămâi unde ești. Ce ai auzit și tu? Da, s-a auzit tot. Vorbea atât de tare. Păi da, și tu ce soi de gâsculiță am în jurul meu? Cu astea sunt eu nevoit să lucrez. Dar de ce gâsculiță? Te lasă rece că dorește ceva? Da, după câteva luni tot s-ar lăsa pe gubașe de... Păi chiar dacă s-ar lăsa pe gubașe și tot trebuie ajutată.
Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă n-aș fi fost ajutată la universitate, la cămin. Dar și ce ai realizat cu tot ajutorul ăla grozav? După un an și jumătate te-au dat afară. Numai din cămin. Ai vrut să fii medic și ce ai ajuns? Ești o translatoare. Până aici te-a ridicat marea solidaritate colegială. Tu știi foarte bine, Tamaș, cazul meu e cu totul altul. Cine ți-a dat apărarea atunci? Cine? Atunci nimeni. Dar tocmai de asta aș vrea să o ajut pe fată. Pentru că știu ce rău este când nu-ți ia nimeni apărarea. Nu știu ce-i cu tine azi, dar ai pielea foarte subțire. Te sensibilizezi așa, văzând cu ochii. Dacă ai ști cât de gol ești pe dinăuntru. Da. Și tu dacă ai ști cât de demodată ești acum. Ca un ghiveci cu mușcat. Gata, am terminat. Bine. E ora 6:30, îl mai aștept 5 minute pe Zoli. Și dacă nu vine, îl trebuie. Chiar ar fi trebuit să fie aici. Sună cineva, el trebuie să fie, nu? Zoli. Am pus să duci cafeaua. Bună ziua, Tamaș. Oh, dar văd că la voi nu s-a schimbat nimic. Dar de ce să se fi schimbat? Bei o țuică? Am adus-o de la țară, e picuș, poți să bei. E o băutură sănătoasă. Atunci toarnă. În sănătate, da. Noroc, e singur? Nu, nu, Eva e dincolo. Hai, stai. Pregătește cafeaua, Eva. Ar fi bine să discutăm între patru ochi. Fumezi? Nu mai fumez de un an și jumătate. Un an și jumătate? Să te treabă serioasă. Ar trebui să stăm de vorbă între patru ochi. Cum dorești, da? Dar mai întâi bei totuși o cafea, nu? Da. Uite cum și aduce Eva. O, să rămână Eva, îngerașule. Zoli, nu te-am mai văzut de mult. Ești un trădător. Nu zic ba, dar iertați-mă. Pe vremuri aveai un cățel. Îi ziceai moacă, îl mai ai? Sigur că-l mai am. Atunci e bine. Uite, i-am adus lui moacă nimicurile astea două. Ce sunt astea? Pește, carne și vitamină. Cel mai delicios aliment pentru câini. Iar ăsta e săpun de ambră. Și ăsta e tot pentru moacă. Savon, ambră. Cu ăsta îl speli. Vai, ce drăguț ești. Și moacă îți mulțumește din suflet. Și acum vă las să vă depănați amintirile. Am treburi, am plecat. Tot îngerai rămașează, Evi. Tot scoda aia o ai? Nu, am schimbat-o cu o simca. Oh, cum e? Ba, accepta bine. Și tu? Eu, vechiul Opel. Cum se prezintă? Merge. Eu zic să trecem la lucruri mai concrete, Tamaș. Te ascult. Am venit pentru treaba aia cu linia de la Ivanț. Cred că bănuiești de ce. În clipa asta încă nu-mi dau seama. Eu am dat avizul tehnic. Eu știu că l-a dat Institutul de Cercetări Siderurgice. Da, dar eu l-am semnat, nu știi? Da, așa e, acum mi-aduc aminte, da. Unde sunt actele? În momentul de față chiar la mine. Atunci excelent. Tamaș, scoate avizul din dosar. Să-l scot? De ce? Pentru că l-am semnat eu. Și dacă îl scoți, îl facem să dispară pe loc. Să nu mai rămână nici urmă. Sigur că da. Avizul ăla de calitate mă poate pune într-o situație delicată. Într-o situație neplăcută, înțelegi? Nu pot, Zoli. Degeaba te agiți. Nu pot face asta. Cum nu poți? Dar am fost colegi de an. Ne-am ajutat de atâtea ori. Împreună am hoinărit, nu ne-am distrat, am învățat. Până și Evei i-am dat târcoale amândoi. Mai ții minte? N-am uitat. Bine că ți-aduce aminte. O prietenie ca asta te obligă și mai departe. Deci tu crezi că prietenia dintre doi oameni este de fapt o alianță împotriva celorlalți? Te rog să nu mă dădăcești. Acum nu mă dădăci ce e aia prietenie. Întâi ajută-mă și pe urmă n-avem decât să ne facem curat prin suflete. Vă să zic că să fur referatul tău, expertiza ta. Da, ți-am mai spus. Spune-mi, drept ce mai iei? Am montat un teleferic pentru minele de bazalt de la Ivand. Și după două săptămâni a trebuit demontat, pentru că s-a constatat că-s proaste cablurile. Stațiile le-am montat eu, iar pentru cabluri ai avizat tu. Ai avizat că-s bune. Și acum să scot din dosar referatul tehnic ca tu să poți ieși bazma curată? De altfel, dacă nu știi cumva, află că întreprinderea a dispus o anchetă împotriva mea. O formalitate. Cât timp le pot arăta avizul acela este o formalitate. Dar numai cât îl am. Dar cine te poate bănui că ai greșit? Cât timp mă pot apăra, nu mă interesează ce crede ei despre mine. Dar eu nu mă pot apăra. Ce tot scângi? Ai greșit. Ai și tu, odată, voi să greșești. Dar e vorba de altceva, doar știi prea bine. Bine, da, sigur, e neplăcut, înțeleg. Tamaș, extrage referatul meu din dosar
Știu că o poți face liniștit. Asta este o chestiune pe care am pus-o deja la punct. Poți să-l scoți liniștit, doar ești un om atât de precaut și meticulos, încât ai cerut și un al doilea aviz. Celălalt l-ai cerut de la Institutul de Fizică a Materialelor Solide. Da. Și ei au scris același lucru ca și mine. De unde știi asta? Nu interesează, știu, dar te acoperă și o singură expertiză. Te rog, te rog, Tamaș, scoate-o pe-a mea. Nu pot. Scoate-o, te rog foarte mult. Mi-e teribil de neplăcută toată treaba asta. De neplăcută e neplăcută, da, să cai să o rezolvi tu cumva. Dar știi prea bine că la orice nouă verificare, la fiecare anchetă ulterioară, lipsește câte un act, câte o anexă, două, și toată afacerea se împotmolește. La început e amânată, apoi până la urmă e lăsată baltă. Tamaș, ai revenit la gânduri mai bune? Nu, îmi pare rău, dar nu-ți pot da referatul. Nu? Nu, 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 ți-o spun pentru ultima oară, nu. Numai din pricina Evei te porți așa. Te-ai schimbat foarte mult de atunci. Nu înțeleg ce vrei să spui, vorbește mai nemurit. Nu înțelegi, nu înțelegi, nu poți uita că de fapt eu ți-am făcut cunoștință cu Eva. Tu? Da. De fapt eu ar trebui să spor pică. Dacă să ne gândim bine, de fapt tu mi-ai suflat-o. Și? Cum și tot tu mă urăști. Nu încerca să negi, mă urăști. Nu ești în stare să-ți deschizi inima când mă vezi la nanghie. În fond ce-și cer? Propriu zis nimic, totul e un fleac și îmi refuz și asta. Ascultă, ce amestec are Eva cu treaba asta? Niciunul. Atunci de ce o amesteci? Am amestecat-o? Eu? Nu întoarce vorba. Ce amestec are Eva cu asta? Stai. Cum crezi că a existat între noi ceva? Ți-aș putea spune. De ce nu ți-aș spune? La urma urmelor, nu trăim în Biedermeier. Din păcate n-a fost nimic. Pleacă de aici. Bine, dar n-a fost nimic, pricepi? N-a fost nimic. Ce te-a apucat? Pleacă odată, nu aștepta să spun ceva urât. În fond pot pleca. Dacă ține apărat, plec. Dar întreabă și pe Eva. Și ea o să spun același lucru. Ajunge, n-ai auzit? Ajunge! Cum văd, ai călcat într-un ghimpe. Scoate-ți-l! Eva? Eva, ai timp un minut? Da. A plecat? A plecat. Ce voia? S-a întâmplat ceva rău? De unde știi? Păi altfel de ce ar fi venit? De unde știi că are un necaz? Păi mi-a fost de ajuns să-l văd, îl cunosc. Eram cândva bun prieten. Și ai vorbit cu el de curând? V-ați întâlnit? Da, a trecut odată pe la noi la direcție. Și despre ce ați vorbit? Nu pe mine m-a căutat. Și în fond ce mă tot descoși? Păi eu nu vreau decât să te apăr. Înainte de a-l da afară pe individul ăsta, a spus ceva despre tine. L-ai dat afară? Da. Dacă vrei să știi, a spus că tu ai fost iubita lui. Eu iubita lui? Bine, nu, n-a pronunțat cuvântul, dar a dat să se înțeleagă. Aluziv, l-a spus pe ocolite. Dar a negat imediat. Ce mai? Nu, l-a servit în modul cel mai josnic. Am fost iubita lui? Când am fost iubita lui? Înainte de a te cunoaște eu. Sau poate chiar și atunci când te cunoșteam bine. Nu, n-a dat să se înțeleagă exact. A mințit. Da, sigur, e destul de liniștitor ce îmi spui tu acum. Cum, nu crezi? Dacă, nu știu, a fost atât de mult încât, de fapt, chiar dacă ar fi adevărat, n-ar mai avea importanță. Și te-ai împăcat chiar atât de ușor cu gândul ăsta? Eu nu-s gelos nici măcar pe visele tale, nici pe reveriile tale din zori. În fond, ce-i trecut-o, ce-i visul, reveria? Mai puțin decât fumul. Ai vrea să le retrăiești, dar zadarnic. Deci măcar nici nu te interesează, nu? Nu, n-aș spune asta. Trebuie să ne întemeiem pe o oarecare certitudine. Și de ce, mă rog? Pentru a nu ajunge într-o situație neplăcută sau idiotă când mă întâlnesc cu unul ca ăsta și îmi râde în spate. Și ai nevoie de această certitudine numai pentru ca să nu ajungi într-o situație neplăcută? Păi da, sper că înțelegi. Da, cât se poate de bine. Ei, așadar? Și dacă recunosc că am avut legături cu el? Și așa fiind, n-ai avea nevoie decât de certitudine? Altminteri, nu te-ar interesa? E o mărturisire sau un joc psihologic? Mai degrabă amândouă la un loc. Îți cer un răspuns limpede. Și ce îi spune de un da? Aș lua cunoștință de el. Și cu asta basta. Am încheiat, da? Am încheiat. Ei bine, nu. Îmi pare rău că ție îți revine partea cea mai grea. Dar nu, n-am fost iubita lui. Păcat că nu rostești asta ceva mai convingător. De mult știam că Zoli e un laș. La fel a fost și acum. Că până la urmă n-a avut curajul să-ți spună pe șleau ce a fost. Ar fi avut ce? Da. Că de fapt acum sunt iubita lui. Pricepi? Nu pe vremuri, nu în vis și reverii. Nu acum 7 ani sau 8 ani. Acum. Înțelegi? Acum. Dar cel puțin te-ai distrat bine cu el? Da, dragă. Foarte bine. Prin urmare, cine înaintează divorțul? Tu sau eu? Zoli!
Supunem dezbaterii cererea de divorț înaintată de Scholtes Eva, născută Horvat Eva. Consemnez că părțile în cauză, ca și martorii citați, sunt prezenți. Directorul întreprinderii de instalații cabluri și funiculare dispune deschiderea unei anchete disciplinare împotriva inginerului principal Scholtes Tamaș, șef de grupă, în cazul telefericului construit pentru minele de bazalt din Ivand. Ce părere aveți? Cât durează ancheta asta disciplinară? O jumătate de ceas. Cel mult 3/4 de ceas, e un caz limpede. Ancheta de față e formalitate, Scholtes nu-i vinovat de nimic. Nu te pripii, să vedem, să vedem. Ce vrei să spui, crezi că acoperă ceva? De acoperit n-are ce acoperi, dimpotrivă. Din actele tale văd că totul e în perfect ordine. Cazurile de daune contractuale sunt totdeauna scârboase, dar treburile lui Scholtes mie îmi plac. Proiectul e limpede, execuție e reproșabilă. Scholtes Tama și un om în care poți avea încredere. Stai un pic, e drept, poți avea încredere în el, dar ia spuneți-mi, de ce nu-l iubesc oamenii? Pe la cine te referi? Păi, la cine? La cei cu care lucrează. S-au plâns de el? Dar știi că la serviciu personal vin destule plângeri. Și dumneata, Suzy, te-ai plâns odată de el? Da. Ce-a fost atunci? Ia zi. Ce să fie? Mi-a zis că s-o biată fracție zecimală. Auzi. Chiar așa mi-a zis. Fracție zecimală? Da, așa mi-a zis. Să vezi unde îl duce gândul. Da. Și de ce ți-a zis așa? Păi, pe atunci lucram la dânsul și într-o după masă m-am învoit de la dânsul că mi-aduseseră lemnele. Nu mă refeream la dumneata. Scholtes e un om corect, aspru. Nu suportă nicio abatere de la disciplină. Numai că stilul său nu-i bun. Da, termenii și respectă riguros, nu uita asta. Și lucrarea de la Ivan a executat-o la termenul stabilit. Când își asumă ceva, se ține de cuvânt. Eu zic că putem începe. Kerner a sosit? L-am văzut, e dincolo. Și celălalt fizicianul? Pe el l-am dus să stea într-un birou. N-am vrut să se vadă cu Kerner. Foarte bine. Nu mai sunt și alți martori? S-au prezentat câțiva, știi și voi, afacerile de milioane răscolez multe. L-am chemat și pe Dömök de la Ivan. Pe Dömök? De ce? Da. E șef de echipă sub Scholtes. Doar nu era să-l omitem. Putem începe? Da, să începem. Suzy! Da. Cheamă-l pe Scholtes. Da, ce vrei cu Dömök ăsta? El aude el. El aude el și asta. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ia loc. Ia loc, tăși, Tamaș. Mulțumesc. Tăși, Scholtes. Directorul întreprinderii de instalații cabluri și funiculare a delegat pentru comisia de închetă disciplinară a casului dumitale pe tovarășul tehnolog principal Sedeci și pe jurisconsultul Fabian, iar mie mi-a încredințat să conduc ancheta. Contești persoana cuiva? Nu. Atunci jurisconsultul Sedeci tire cazului. Da. Antecedentele ne sunt cunoscute tuturor. Ne-am angajat să montăm la mina de bazalt din Ivand un teleferic de 4.000 de metri. După punerea lui în funcțiune, după numai 2 săptămâni, linia telefericului a devenit impracticabilă pe toată lungimea ei. Cablurile s-au destrămat și s-au rupt. Mina ne-a cerut refacerea liniei. Și acest a și făcut. Bineînțeles. În ce privește diferitele obligații și daune, Comisia de Arbitraj a Centralei a decis în final, obligând întreprinderea noastră la plata unor despăgubiri de 1.249.675 forinți, reprezentând montarea cablurilor. Noi trebuie să lămurim acum problema răspunderii. Ai condus lucrările de instalare a telefericului, doamnă Scholtes. Te simți răspunzător și vinovat? Nu. Nu mă simt răspunzător. Bun. Atunci cine e vinovat? Toți cei care ne-au trimis cabluri necorespunzătoare și specialiștii care au avizat despre cablurile alea că sunt bune. Linia, după câte știm, a trebuit montată din 2 feluri de cabluri. Da, din 2 feluri. Da. Ăsta mai gros e cablul spiralat? Cel plin de 42 de milimetri. Da. Și ăsta subțirele? Spune-te, rog, documentația. Diametru 28, greutatea per metru linear 3 kg 430, rezistența 120. Astea sunt cablurile comandate de noi? Da, astea. Și astea au fost trimise? Întocmai. Atunci cum s-a putut întâmpla tot? Amândouă sorturile de cablu erau defecte. Ce defecte? Călire necorespunzătoare, împletitură neglijentă, spiralare defectoasă. Cu alte cuvinte, defecte de fabricație. Da. Și cine a stabilit asta? Institutul de Fizică a Materialelor Solide, după ce s-a stricat linia.
Dar de ce am mai montat linia din moment ce cablurile erau atât de defectoase? Făcea impresia că-s bune. Și tu te-ai mulțumit cu aparența? Nu, nu, le-am supus unor expertize la doi specialiști și ei m-au liniștit. Cine au fost cei doi specialiști? Primul a cercetat cablurile Kerner-Zoltan de la Institutul de Cercetări Siderurgice, poftim referatul. Al doilea specialist a fost fizicianul Lucas Ervin de la Institutul de Fizică a Materialelor Solide. Asta e referatul lui. Doi specialiști? La ce au trebuit doi? Pentru că nu aveam încredere în Kerner. Păi și atunci de ce i-ai cerut referat? Eu am făcut apel la Institutul de Cercetări Siderurgice și ei mi l-au recomandat pe Kerner. Da, iată corespondența. Și de ce n-ai avut încredere în Kerner? Pentru că îl consider un om slab pregătit profesional. Am fost colegi de ani și îl cunosc. Ia să-l vedem pe Kerner ăsta. Cheamă-l înăuntru, Suzy. Da, bine. E mai bine să nu fii aici la început, tovarășe Scholtes. Te chemăm mai târziu. Cum credeți? Da, poftim pe aici. Îți mulțumesc, poftim. Bună ziua. Îți mulțumesc că ai venit, orice Kerner. Poftești, ia loc. Mulțumesc. E vorba de ancheta disciplinară dispusă împotriva salariatului nostru, inginerul Scholtes Tamaș, în legătură cu telefericul de la Ivand. Dumneata ai cercetat cablurile livrate și ai întocmit un referat cu concluziile dumitale. Da. Îți menții constatările consemnate în acel referat? Am constatat că acele cabluri cu pricina au fost executate conform proiectărilor. E ceea ce am scris și în referatul meu. Da, dar mai târziu Institutul de Fizică a Materialelor Solide a constatat altceva. Eu nu știu nimic despre asta, nu eram acolo. Dar ai auzit că după 2 săptămâni de la montare telefericul a devenit impracticabil? Da, am auzit, însă foarte vag. Și ce părere ai de chestiunea asta? Eu? N-am nicio părere. Totuși, ceva o-i fi gândind? Știu, poate că gabaritul a fost mult prea mare. S-a stabilit că nu. Tot ce pot spune că respectivele cabluri corespundeau stasului proiectat. Nu, dimpotrivă. Institutul de Fizică a Materialelor Solide a constatat existența unor fire rupte, fisuri și alte defecte. Aici e ușor să faci pe deșteptul la urmă. N-ar fi trebuit totuși cercetate mai temeinic cablurile? Puteau să o facă și alții. De pildă cine? De pildă și Scholtes. De ce tocmai el? Pentru că i-am atras atenția. Lui Scholtes? Da. Interesant. Mai precis, la ce l-ai făcut atent? Să supună cablurile și expertizei unui fizician. Așadar, noua expertiză s-a făcut în urma sezizărilor dumitale. Da. Oare ce are de spus Scholtes? Chiamă-l, te rog, pe Scholtes. Suzy. Vă rog, e necesar să fiu și eu aici? Oh, neapărat trebuie să... Da. Să știți că altceva nu mai pot spune. Dar nu-i fi vrând să pleci. Ai făcut o declarație foarte importantă și chiar dumneata însuți ai interesul să afli ce răspunde Scholtes. Dar de fapt... Eu nu mă gândeam că am să-l întâlnesc aici. E foarte neplăcut. Dacă i-ai spus lui Scholtes ce ne-ai spus nouă adineaură, nu văd ce neplăcere avea să-l întâlnești. Pentru că, de fapt, nu suntem în relații prea bune. Din pricina acestui caz, eu am înțeles să răspund prompt la această anchetă. Dar oare sunt obligat să particip la discuțiile comisiei și la confruntările de rigoare? Pentru că oricum am luat-o eu confruntare. Da, într-adevăr, nu e un proces judecătoresc. Și dumneata, dacă vrei, poți pleca. Dar noi ziceam că dumneata, tovarășe Kerner, vei pune umărul neapărat la lămurirea unei pagube de 1 milion, fie și numai pentru faptul că și dumneata ai avut în treaba asta un amestec oarecare. Da, firește că rămân. Dar cât privește rolul meu, țin să atrag atenția că nu eu am construit telefericul. Bine, asta o știm cu toții. Te-am chemat, tovarășe Scholtes, ca să limpezim un amănunt important. Tovarășul Kerner ne-a relatat că ți-a atras atenția asupra defectelor cablurilor. Nu e adevărat? De fapt, nu asupra defectelor. Mai degrabă că acele cabluri sunt suspecte și că n-ar strica să fie cercetate mai de aproape undeva unde se poate face asta, de pildă la Institutul de Fizică a Materialelor Solide. Eh? Nici asta nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu mai ții minte telefonul acela? Ia stai puțin să mă uit în carnețel. Kerner Zoltan nu mi-a telefonat nici în legătură cu treaba asta, nici cu altă treabă. Orice ar spune despre această discuție telefonică, ce n-a avut niciodată loc, e un neadevăr. Dați-mi voie să mă apăr, pentru că Tamaș, da,
Tamaș Mătuș Mărește. De ani de zile așteaptă ocazie să mă lovească. E adevărat? Nu, nici asta nu e adevărat. Cum e adevărat? Ești în stare să nești că mă urăști din pricina Evei? Ce ai zis? Da, din pricina Evei. Acum solicit eu cuvântul. Cine e această Evă? Soția mea. Aha. Are vreun amestec soția tovarășului Șoltes în treaba asta? Propriu zis nu are. Eu n-am vrut decât să atrag atenția. Dacă n-are niciun amestec, atunci să nu amestecăm. Solicit un răspuns categoric. Ai ținut seama de faptul că Toașul Kerner ți-a atras atenția? Da sau nu? Nu mi-a atras atenția nimeni. Cablurile le-am supus unei noi expertize din proprie inițiativă. Dar nu pentru că ar fi fost suspecte, ci pentru că n-am avut încredere în specialist. Liniște, vă rog, liniște, tovarăș. Îți mulțumesc, Toașul Kerner, în numele comisiei pentru lămurile date. Te-aș mai ruga doar să aștepți până când se întocmește procesul verbal. L-ai putea semna chiar acum. Bine, pot aștepta. Poftește pe aici, în camera de alături. Da, poftim pe aici. Iar pe dumneata, tovarășe Șoltes, te rog să-ți păstrezi calmul. Da, bine. Da, știți, cred că sunt pe cale să divorțez de nevastă mea. Dar totuși este neplăcut să aducă vorba de ea în felul ăsta. Fii liniștit, n-are să mai amintească de ea. Dar acum te rog să ieși. Te rog să ieși iar. Urmează un martor important. Mă rog. Pe aici, pe aici. Sunt curios. Oare fizicianul care a întocmit al doilea referat, cui o fi dând dreptate? Lui Șoltes sau lui Kerner? Te îndoiești de Șoltes? Partida nu e încă jucată. Am să mă pronunț la urmă. Suzy, fii amabilă, dragă. Fizicianul așteaptă în biroul lui Niek. Da, mă duc să-l chem. Așa. Voi știți de povestea asta cu Eva, nevasta lui Șoltes? Orice ar fi vrut să insinueze Kerner, a fost o murdărie din partea lui ceea ce a făcut. Vă mai întreb încă o dată, Eva Șoltes. Nu vreți să vă împăcați cu soțul dumneavoastră? Nu. Căsnicia dumneavoastră a fost din dragoste, da? Da. Și nu-l mai iubiți pe soț? Nu. Dar ce a intervenit între dumneavoastră doi? Să limpezim problema asta. Din actele de divorț reiese că v-ați căsătorit de tineri. Din facultate. El termina ultimul an, eu eram student în anul 2 la medicină. Ne-am cunoscut la bibliotecă. Vă să zic că acolo v-ați cunoscut. Da, acolo. Eu mergeam destul de rar la bibliotecă, dar mă duceam totuși din când în când. Pe Eva am văzut-o în sala de lectură, era vecină de masă cu mine. Scosese un cățel negru de pâslă în fața ei și învăța așa la anatomie. Când s-a ridicat și a ieșit pe culoare, am intrat în vorbă. Cum se numește cățelul, dacă nu vă deranjez? Poftim? De unde știi că am un cățel? Am văzut că l-ai scos pe masă acolo în sală și am mai văzut că înainte de a ieși l-ai pus în poșetă. Cred că îl iubești foarte mult. Da, îl iubesc. Îl cheamă Moacă. Ah, da. Ce e, lup? Nu te pricep la câini. E ciobănesc. Ce, e vreo deosebire? Păi sigur, ca de la cer la pământ. Da? Ghearele câinelui ciobănesc sunt acoperite de blană, ghearele lupului nu. Vezi cumva ghearele? Nu, spune-mă. Păi atunci poți să-ți dai seama că Moacă e ciobănesc. Da. Și ce știe Moacă? Moacă e înduioșător, dar necultivat. Da. Eu îi explic tot ce e pe lumea asta. Ah, dar dumneata cunoști lumea? Învăț. Ce e? Lumea? Da, lumea. Ah. Și Moacă învață cu dumneata? Ai văzut, până și anatomie. O, păi o ființă norocoasă. Nu, eu sunt norocoasă, pentru că am pe cineva care să mă asculte. Da, și cum, numai dumneata poți să ne înveți pe Moacă? Eu, de pildă, nu l-aș putea învăța nimic. Nu, mi-e teamă că Moacă nu înțelege decât explicațiile mele. A, bine, nu, dar eu nu l-aș învăța decât lucruri ușoare și plăcute. De exemplu? De exemplu, legea complementarității ionilor, adică legea lui Oppenheimer, pe care, de altfel, a descoperit-o în timp ce experimenta teoria cuantică. Stai puțin, asta e fizică, nu? Da, fizică. A, atunci renunță, pe Moacă fizica îl enervează. Cu toate că i-aș putea o preda într-o formă foarte atractivă. Dar îmi dai voie să le iau o clipă? Poftim, ia. Mai Moacă, ia uite-te tu în jur așa puțin. Ce de cărți ai. Vezi, numai fișierul ocupă un culoar întreg. Dar lumea e și mai bogată. Lumea crește într-una, lumea e din ce în ce mai mare. Și ne amenință pericolul de a obosi tot cercetând bogăția lumii. De altfel, nici nu mai putem percepe întreaga lume, ci numai aici colo, câte o parte, ei jumătate sau un sfert de cât un fenomen sau altul. N-a mai existat niciodată o contradicție atât de brutală între individ și uriașa lume.
Maga, asta e o descoperire îndoielnică. Nu, e un conflict înspăimântător, Moacă. Fii atent, fii atent. Există însă o salvare și există o soluție. Nu ne mai rămâne decât să studiem doar câte o parte a lumii, în loc să studiem toate. Trebuie să ne retragem într-un cerc restrâns în care să trăim, în cercuri din ce în ce mai mici, printre părți din ce în ce mai mici. Altfel ne sufocăm în uriașa dezvoltare, în înspăimântătoarele conexiuni. Nu, Moacă nu-i de acord. De ce? Zice că într-un ungher strâmb se sufocă. El vrea întreaga lume, e un câine vagabond. Păi pentru că încă nu știi, Moacă, ce plăcută-i o parte, o parte desprinsă din întreg. Bucuria fără umbra ei. Te sfătuiesc să închizi ochii și să percepi din lume numai atât cât poți suporta. De rest să nu-ți pese. Asta sună de acum a filozofie, nu? A? Ești receptiv, Moacă, bravo. Da, da, într-adevăr, e filozofie. Filozofia lumii trecute prin filtru. Și îți place să dansezi? Cui se placă lui Moacă? Nu, peste până lui Moacă, m-a întrebat-o. Dacă... Bună, Evi. A, bună ziua. Ce vă cunoașteți? Mă scuzați, eu plec. Evi, de ce dragul ei făcut, de ce a plecat? Suntem supărați și Evi continuă să-mi poarte pică. Vă cunoașteți? Despre ce ați vorbit? Nu știu, nimicuri. Mai întâi despre Moacă, apoi despre Oppenheimer. Îți atrag atenția că fata asta e ocupată. Bine, gata, am luat cunoștință. Dar cum o cheamă? Nu te interesează. Ți-am spus că e ocupată. Da, bă, ești un prost. Bă, știu tot despre ea, bă, și mă interesează, să știi. Eva! Eva, unde ai dispărut? Și vă interesa într-adevăr fata sau vreți doar să-l necăjiți pe Kerner? Fata era frumoasă, nostimă, simpatică, prea inteligentă. Am hotărât pe loc, chiar acolo, pe culoar, cam să o iau de la Kerner. Că o voi cuceri pentru mine. Stai dreaptă. Da, uite. Oh, ce bine îți vine rochia. Uite ce zveltă e. O să fii foarte drăguță. O să-l dai gata. Păi de asta și vreau. Dar pe cine? Pe cine? Nu ne-ai spus încă. Lăsați pe mine, mâine vă spun tot. L-am cunoscut la bibliotecă. Oh, îți vine ca turnată. Însă să știi, cam atrage atenția puțin. Uite, așa, așa e bine. Îți mulțumesc cumva mea pentru rochia. Îți promit că o să am grijă de ea ca de ochii din cap. Verați, mulțumesc pentru ciorapi. Ai văzut? Și-a și luat zborul de la Kerner, Zoli. Spune măcar atâta l-ai pus pe liber. Mâine, mâine o să vă spun tot. O să-i plac? Mm-hmm. O să-i plac într-adevăr? O să-i plac, da, o să-i plac. Poți să te tutuiesc sau vrei să spun dumneata? Păi mai și tutuiești. Ai băgat de seamă, da? Deci îmi dai voie, da? Da, îl dau voie. Tu? Tu. Tu, fii miloasă cu bietul Tamaș. Vai, bietul. Bietul Tamaș. Ce ai de gând de repeți într-una, seama? E adevărat că fiecare fete pe care vrei să o cucerești îi șoptești la ureche, fii miloasă cu bietul Tamaș. Cine ți-a spus asta? Mai mulți? O mințit. Ei, stai. Nu da din mâini, vreau să te salut. Ai o gură dulce. Lasă-mă în pace, mă sufoc. Nu. Hai să dansăm, hai. Știi ce? Mi-ar place dacă te-ai îndrăgostit de mine. Chiar dacă îmi doresc cea mai mare nebunie. În fond, ce-i dragostea? Un șir de complicații nebunești, nu? Crezi că asta înseamnă? Da, stai, nu? Dacă te simți jignită, ți-o pot spune și mai frumos. Este sufocare, paralizie cardiacă, moarte. Bietul de tine, vai de mine. Ce vechi sunt plăcile tale. Da, spune-mi, ai vrea să trăiești mult? Da. Rău, foarte rău. Foarte rău, nu? Pentru că, vezi, dacă viața omului ar fi lungă, să zicem, 100 de ani, păi, ce să mai facem atunci? Și totuși aș vrea să trăiesc mult. Dar de ce? Ca să fiu fericită mult. Poftiți, intrați, tovarăși Lucaci. Poftiți. Las loc, tovarășul Lucaci. Sunteți fizicianul Lucaci?
Recunoașteți acest referat de specialitate? Da, eu l-am scris. Dați-mi voie, înainte de orice, trebuie să vă spun că... Trebuie să vă spun că eu habar n-aveam în ce treabă am să ajung. Habar n-aveam că... că va ieși așa, nici măcar nu bănuiam. Eu... Da. Cum să vă spun? Ia-o calm, dragă tovarășe Lucaci, calm. Scrie Suzy. Da. Lucaci Tibor înfățișează întâi... Pardon, Ervin. Ah. Mă numesc Ervin. Așadar, tovarășe Lucaci Ervin, dumneata lucrezi la Institutul de Fizică a Materialelor Solide. Da. Dumneata ai făcut expertiza? Da. Pe mine m-am însărcinat. În referatul dumitale ai scris că din punct de vedere calitativ cablurile erau fără cusuri. Da, așa am scris. Dar poate ai aflat că după montare cablurile s-au rupt. Da, am auzit. Aș putea ști ce părere ai dumneata despre asta? Mă rog... Am să fiu sincer. Te rog. Asta a fost prima mea expertiză făcută singur. Și mi s-a acordat foarte puțin timp. Cum s-a spune, a trebuit să o execut de azi pe mâine și... Analiza a fost oarecum negativă. Negativă? Cum adică? Știți, reieșea că o parte din cabluri nu erau întru totul corespunzătoare. Dar între timp aflasem că expertiza o mai făcuse și Kerner. Și eu aveam încredere în Kerner. M-am înclinat în fața autorității lui de specialist. Cum era să-l contest? Așadar, cunoșteai părerea lui Kerner? Da, o cunoșteam. Și cum ai aflat-o? L-am căutat. De ce? Ca să mă consult cu el. Deci l-ai consultat? Și pe urmă? L-am consultat și m-a oprit. M-a asigurat că tot e în ordine și să nu mă cramponez. Aha. M-a dezarmat și m-a convins. Da. Nu mai avem nicio întrebare. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Da. Permiteți-mi. Am auzit că la Ivant, când s-a rupt telefericul, n-a fost nicio victimă. Da, așa este. Mulțumesc. Papa lapte. Ce spuneam? Cui a dat dreptate fizicianul? De unde știi că a spus adevărul sau nu? Toți ăștia mint. Ne-am împotmolit rău de tot. Suzy, da. Cheamă-l pe Kerner. Da, imediat. Întreabă-l pe Kerner ce a spus Lucaci. Da, potiți. Potiți. Din păcate, procesul verbal n-a fost încă întocmit, așa că o să ți-l trimite întoarce Kerner. Dar mai e un amănunt neclar despre care ar trebui să mai discutăm. Vă rog. Dumneata știe cine va fi al doilea expert? Nu. A fost fizicianul Luca Cervin de la Institutul de Fizică a Materialelor Solide. Nu știam. Așadar, dumneata, n-ai stat de vorbă cu Lucaci despre expertizele privind rezistența cablurilor? Nu, n-am stat de vorbă. Mulțumesc. Amănântul ăsta îl vom introduce în procesul verbal. Pot în sfârșit să plec? Da. Bună ziua. Bună ziua. În sfârșit, și-a dat în pete, să minți atât de ordinar. Și-a dat rama pe față binișor. După părerea mea, ultima declarație a lui Kerner clarifică tot. El a făcut-o pentru bani, Lucaci a făcut-o din prostie. Scholtes? Scholtes, tamă și nevinovat. Hai să închidem toată ancheta asta. E limpede ca lumina zilei că Scholtes a lucrat corect, ca întotdeauna. Stați, nu vă pripiți. V-am spus că partida trebuie jucată până la sfârșit. Nu înțeleg, ce mai vrei să clarifici? Partea cea mai importantă. Pentru că, fiți atenți. De. Kerner știa că respectivele cabluri nu-s bune. Lucaci, la fel, bănuia. Deci până aici ne-am lămurit. Dar de ce a fost orb Scholtes? El n-a văzut nimic? El avea sarcina doar să construiască linia. Chiar și cu cabluri necorespunzătoare? Avea două expertize că acele cabluri erau bune. Să se fi uitat la cabluri, nu la expertize. Deci Eva Scholtes, în cea mai apropiată seară de sâmbătă ați dansat. V-ați simțit bine, iar după aceea v-ați întâlnit des. Dar acum povestiți-mi și despre sâmbătă seara când ați fost bolnavă și Tamaș v-a vizitat la cămin. Uf,
vera mi-a rău. Uite termometru. 38,2. E, un flac. Bravo, pentru tine 38,2 un flac? Aproape nimic. Uite, în gâtul meu. Să știi că deocamdată e așa, puțin roșu. Bine ajunge. Of, ce atmosferă e la ora asta. În tot căminul e liniște. Camerele sunt goale. Putem citi neturburate. Dacă vrei să mă consolezi, fă într-un fel mai puțin idiot. Nimic nu mi-a plictisitor și mai trist decât să rămâi sâmbătă seara singură în cămin. Bate cineva? Cucu! Cum ai nimerit aici? Mă întrebare interesează asta. Te-ai trecurat pe furie. Da, cam așa ceva. Eu nu mă așteptam să te găsesc la infirmerie. La ce-i băzit? Imaginează-ți gripă în mai. Ai temperatură? 38,2. Ah, o nimica toată. Și eu ziceam trebuie așa. Auzi, n-ai vrea să ne lași puțin singur? Ia, ușchi. Eu? Dă-i drum. Tocmai vreau să vă propun. Am și plecat. Bine. Vai, Tamaș, de ce ai necășit-o pe viața afară? Uite așa, ca să necășesc. Ce bine că ești aici. Nu te-a văzut nimeni când ai intrat? Nu, nimeni, fii liniștită, nimeni. Mă și împăcasem cu gândul că seara asta de sâmbătă nu o să mai fie seara noastră de sâmbătă. Aoleu, Tamaș, nu poți să rămâi aici. Bine, nici nu vreau. Îmbracă-te și hai. Unde? În seara asta, te rog, ferii merge la Gheonghiu și ne ia și pe noi. E atât de drăguț, are să dea o fugă cu noi și în Matra. La Fured mâncăm ceva, bem și dansăm până la ora închiderii. Numai că nu se poate, dragule. E cum, adică de ce se întâmplă? Păi nu am voie să ies de la infirmerie. N-ai voie, cine ai, mare, tu nu pricepi. În zor ne aduce înapoi. Da, dacă se află, mă dau afară din cămin. Ei, nu te mai sperează, cum o să dea afară? Ce frumos ar fi. Dar mai bine altă dată. Nu se poate altă dată, că nu mai avem mașina. Acum avem. Ce, nu să scăpăm ocazia asta. Dar ce important pentru tine, mașina sau eu? Dacă o iei așa, atunci gata, nu mai insist. Ești liberă, ești majoră, n-ai decât să faci ce vrei. Te-ai supărat? Nu e decât o mică melodramă. Domnișoara rămâne aici, eu plec. Uitați-vă că vă deranjez. Ia. Eva, ți-am adus hainele. Uite aici, te-am adus locul ăsta verde. Am ales-o bine, nu? Mulțumesc. Știa mea, știa mea că o să rămân singură. Așa se va sfârși, rămân singură și sâmbătă asta. Hai, topește-te, Tamaș. O să te observe. Hai, da, eu te aștept la mașină, Eva. Da. E un Volkswagen. E parcat în colțul străzii acolo, lângă farmacie. Până la urmă, unde v-ați dus în seara aceea? Păi, în Matra. Și nu vă îngrijora temperatura fetei? 38,2. Nu, bine, astea sunt chestiuni relative. Dacă luau aspirină, scădea. Cel mult până la 37,8. Da. Dar faptul că ați luat-o pe fată din infirmerie e o situație pe care nu poate schimba nici 10 aspirine. Și nu v-ați întors acasă duminică dimineața, ci tocmai luni dimineața. Da, pentru că Tărăcferia șters. L-am căutat cu Eva toată duminica prin oraș, dar nu l-am găsit nicăieri. A trebuit să ne întoarcem noaptea cu trenul. Da. Și bineînțeles, în săptămâna următoare m-au dat afară din cămin. Și ce ați făcut în vara aceea? Am dat examen de limba engleză și germană, așa că m-am angajat ca translatoare pentru turiști. Conduceam grupuri de turiști la Balaton. Toate s-au dat peste cap în toamna aceea. Totul a devenit foarte tulbure. Am avut parte de locuințe îngrozitoare pe 2-3 zile. Până la urmă n-am avut altă soluție și m-am mutat la Tamaș. Ne-am căsătorit. Da. Atunci am reziliat și contractul. Ce fel de contract? Am însoțit timp de 2 săptămâni niște excursioniști. Când m-am întors acasă, am observat că Tamaș i-a bătut. Am încercat eu să-l înveselesc și i-am vorbit despre tot. Tamaș, nu puțin bătut. Ai văzut vreodată un cintezoi de pădure? Vreți să arăt? Uite ce pene drăguțe are. Pe față sunt albe și pe dos sunt roșii. Ce-i de plictisesc? Văd că nici nu auzi ce-ți povestesc. Nu, iartă-mă, nu, dar mă gândeam la altceva. Ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Draga mea, avem de vorbit ceva. Păi atunci dă-i drumul. Ce mai aștepți? E ceva de teribil de material. Da. Bursa mea e de 500 de forinți pe lună. În același timp, tu, în ultimul sfert de an, ai câștigat una peste alta 2-3 mii de forinți lunar. Acum compară și tu. Și te supără asta? Nu, dimpotrivă, nu. Reversul mă supără. Că nu vei mai putea face multă vreme și facultate și treaba asta.
Te-au și turnat că lipsești de la cursuri. Când în loc să fii acolo, umbli să faci pe tranzatoarea, ba aici, ba acolo. Nu, pe scurt, trebuie să renunți. Dar ce să ne facem în cazul ăsta, ha? Rămânem cu 500, bursa mea. Pentru că bursa ta s-a dus pe copcă după întâmplarea aia. Păr, 500 e puțin, așa că... Așa că, continuă. Aș vrea să-ți prezint un plan cam dur. Timp de un an, doi, unul dintre noi va munci să câștige bani. Dar numai bani, înțelegi? Câștigă bani și ne asigură existența, în timp ce celălalt învață serios ca să-și asigure diploma. Apoi schimbăm rolurile. Cel cu diplomă lucrează pentru banii necesari, iar celălalt pentru diploma. Ce zice, e rezonabil, nu? Da, aproximativ. Da, eu mai am un an, tu mai ai trei până termin. Eu aș primi cu plăcere să-mi sacrific acest an ca tu să înveți. Nu. Dar să știi că poate fi și invers. Dar nu mă răspunde acum, nu. Trebuie să ne mai gândim. Mai bine hai la culcare. Ca să clarificăm totul în ancheta asta disciplinară, trebuie să-l audiem și pe Dumnezeu. El a lucrat tot timpul pe șantier. Cheamă-l, te rog, Suzy. Da, imediat. Bună ziua. Bună ziua. Luați loc. Dumneata a atras atenția inginerului Scholtes asupra calității slabe a cablurilor, asupra pericolului legat de această situație? Da, i-am raportat, dar degeaba. Nici nu m-a ascultat, dădea așa din mână, îmi tot zicea, continuați, adică să continuăm lucru. Da, deci dumneata l-ai făcut atent pe tovarășul Scholtes? Da, dar chiar așa l-am făcut atent. I-am spus că nu merită să mai desfășurăm cablurile de pe măsoare. Și el? Mi-a zis să nu fac griji. Și mi-a mai zis că acele cabluri au fost verificate de institut, ba chiar și de un fizician. Ei sunt experți, nu eu. Da. Și el nici măcar nu văzuse cablurile. N-am de unde să știu. Poftește înăuntru, tovarășe Tamaș. Da. Bun. Repete-i tovarășului Scholtes faptul că dumneata i-ai atras atenția. Cablurile sunt rele și totuși dânsul a dispus montarea cablurilor. Da, am raportat. N-a raportat. Miercuri am fost de două ori la dânsul și am spus, dar m-a expediat. Eu nu am obiceiul să expediez pe nimeni și nici pe dumneata lui. Mă rog, mi-ați făcut semn așa din mână, tot aia e. Așadar îți menții afirmația că nu ți-a atras atenția. Da, mi-o mențin. Dumnezeu nu mi-a povestit despre nimic și nu mi-a raportat nimic. Răspunde, Dumnezeu, ai martor că l-ai prevenit pe doașul Scholtes? Nu, n-am chemat martori acolo. De ce să-i fi chemat? Da, poate fi auzit cineva când ai vorbit cu el, nu? N-am de unde să știu. Dar ori fi văzut când i-ai arătat cablurile. Oamenii erau acolo, da. Puteau să vadă. Cine a văzut? Păi dăm niște nume. Păi... Cu cine ai vorbit despre asta? Ai vorbit cu cineva, nu? Cu tovarășul Scholtes. Și cum ai cine? N-am vrut să fac tapaș, tovarășul. Mi-am zis că domnul inginer o să priceapă ce vreau. Și ce vroiai, dumneata? Să oprim lucru. Vezi bine că voia să oprească lucru. Îi ardeau călcâire, se plece la distracție. Da, ajunge, ajunge! Am încheiat. Da. Acum ieșiți amândoi. Bun, am plecat. Domnul ăsta a vrut să-l vrembelea pe Tamaș, dar nu i-a mers. A vrut să-l vâre și a picat în propria ei cursă. De ce ar fi fost de rea credință? Nu știu. Sau ce folos ar fi avut din faptul că a montat niște cabluri necorespunzătoare? Nici asta nu știu. Scholtes posedă două expertize că acele cabluri erau bune. Ce mai rămâne de lămurit în treaba asta? Nu știu. Propun să încheiem procedura. Sunt de acord. Mă opun. 2-1. Pentru voi treaba asta e chiar atât de simplă? 2-1? 2-1! Și cu asta s-a încheiat? 2-1, e totul în ordine, hai? 2-1, nu? Și putem pleca la culcare, nu? Și când am început eu să mă simt dezorientată și singură, deși eram împreună cu Tamaș? S-a întâmplat mult mai târziu. Aveam deja locuință nouă, 2 camere pe hol cu încălzire centrală. N-a trebuit să dăm niciun ban pe ea, a primit-o Tamaș de la întreprindere. Tamaș muncea mult. Pleca foarte des în deplasare în provincie, dar
Odată, când el era acasă, a sunat telefonul în miezul nopții. Eu am fost prima care am întins mâna după receptor. Alo, da. Alo? Casa Scholtes. La telefon Eva Scholtes. Nu, nu e verișoara, e soția. Mă rog, nu face nimic. Cine era? O femeie. Noapte? Ce voia? Nu mi-a spus. A întrebat doar dacă e casa Scholtes. S-a interesat dacă sunt verișoara ta. Când i-am spus că sunt soția ta, a zis pardon și a închis. Și o brăsnicie. Dar cine să fi fost femeia asta? Păi de unde să știu? Cred că pe tine te-a căutat. De ce pe mine? Pentru că nu cu mine vrea să vorbească. Nu ți se pare ciudat? Ce vrei să spui cu asta? Că poate totuși cu tine vrea să vorbească. Mă rog, cu mine și ce-i cu asta? Noaptea? Păi da, dacă e noapte, noapte. Ce știu eu cine era și ce voia? Poate că totuși știi. Lasă odată aluziile astea. Sunt obosit, vreau să dorm. Și dacă ți-aș spune că știu cine a fost, e bine, știu, ce se întâmplă? Dacă dorești, uite, ți-o declar chiar bucuros. N-am absolut nimic de împărțit cu femeia asta. Am terminat definitiv cu ea. Și dacă o să mai dau o dată ochii cu ea, îi trag două perechi de palme pentru telefonul ăsta. Auzi, în miezul nopții să... Tonul m-a jignit mai mult decât fapta. M-a jignit nepăsarea lui grosolană, dură. M-a durut faptul că m-a călcat în picioare și nici măcar nu-l interesa dacă mă supără. Și dacă te întreb și eu aici, în fața judecătoarei, tu mi-ai fost fidelă întotdeauna și în toate privințele? Nu. Deci, recunoști? Și chiar aici, de față cu... Da. Tribunalul Teritorial din Budapesta, ținând seama de motivele invocate și probele administrate în cauză, în numele legii hotărăște. Admite acțiunea de divorț dintre Scholtes Tamas și soția sa născută Horvat Eva și declară desfăcută căsătoria. Ținând seama de documentele prezentate, ca și de depozițiile martorilor citați privind ancheta disciplinară intentată lui Scholtes Tamas, Comisia de disciplină constată cu majoritate de voturi că acuzația îndreptată împotriva lui Scholtes Tamas e lipsită de temei. Tamas, ce-i cu piciorul tău? Ce s-a întâmplat? O chestie stupidă. Mergeam pe trotuar și nu știu cum am călcat greșit. Barem dacă mă împiedicam de ceva, dar nu, am călcat aiurea pe trotuarul absolut netet. Mi-am scrânt iglesna, am făcut o întindere de ligament. Ghinion? Da, te rog, șezi odată, Eva, să mă pot așeza și eu. Olă, nu cumva te-a apucat politețea. Bai, iartă-mă, n-am râs că supăr. Da, am să zac 3 săptămâni acasă ca o dropie bolnavă. Dar de câte ori trebuie să te chem? Că și te-am chemat de 3 ori. Păi am avut treabă. Dar nu s-a nimerit totuși să ai măcar o jumătate de ceas liber? Atunci am fost obosită. Te-am chemat pentru că oarecum toate au rămas nerezolvate între noi. Ce anume vrei să mai rezolvi? Păi, ți-au mai rămas aici și niște mărunțișuri. În scrinul din vestibul am găsit caietele tale de notiții de la facultate, niște scrisori vechi și alte hărțoase. De fapt, pentru asta am și venit. Le împachetez pe toate și le iau cu mine chiar astăzi. O să mă ajute la împachetat Andreea. Oh, iartă-mă, nu ți-am spus încă. Am chemat-o aici pe Andreea cu învoirea ta ulterioară. Sosește îndată. Cine e aceasta Andreea? Fosta ta calculatoare. Fata aia pe care n-ai lăsat-o tu la facultate. Păi chiar de-a doua zi a lăsat baltă totul. De atunci n-am mai văzut-o. Acum v-ați cunoscut? În seara când a expediat-o mi-a părut foarte rău de ea. Și am făcut rost de o slujbă. Acum lucrează la noi. Și bineînțeles ai înscris-o și la facultate, da? Nu, s-a înscris singură. Frumos ai căzut în curs. Ce nevoie aveai tu de asta? Uite, întotdeauna m-a fascinat stilul tău. I-am dat un ajutor cuiva și tu ai căzut în cursă. Da, tu ești totuși supărată pe mine. Nu, am trecut de mult peste faza asta. Nu fi chiar atât de sigură. Eu cred că încă mă iubești. Și de ce aș nega? Și mie îmi lipsește. Eva, te rog, dă-mi drumul. Dă-mi drumul, îți spun. De ce faci pe nebuna? De ce... Deci m-ai iertat, da?
m-ai reprimi. Da, mai ierți, mă reprimești. Hai să lăsăm formulele astea moarte. Îmi lipsești. Și l-ai uitat pe Kerner, Zoli? Pe Kerner? Ah, da, ai dreptate. Ia, hai să rămânim și povestea asta. În seara aia n-am insistat, dar acum te întreb. Spune-mi, cum ai putut să te cobori până la el? Cum? Deci te interesează. Tu n-ai văzut că e un vierme, un fățarnic, un laș? Poate mai ești și supărat pe el. Iartă-mă că pronunț niște cuvinte atât de grele, dar cum să vorbesc altfel despre el? Spune-mi, e adevărat? E adevărat? Tu chiar vrei să-ți răspund? Da. Și ești în stare să suporți adevărul? Da. Nu te-am înșelat niciodată. Păi atunci ce a fost toată povestea acum? N-am vrut decât să destram în tine ceva. Siguranța aceea ta prea mare, egoismul tău, teribila ta superioritate. Mai ții minte ce s-a întâmplat atunci seara? Am părăsit pe șosea un om lipsit de cunoștință. A, da, da. O fată ți-a sunat la ușă în aceea seară, ți-a cerut ceva și a expediat-o fără pic de inimă. Apoi a venit Kerner, l-ai dat afară pe drept, e adevărat. Dar el ți-a vărât un spin. Știa că printre altele e și vanitos. Tu ai crezut că am fost iubita lui. Cum ai putut crede? Nu mă cunoșteai? Nici în 5 ani nu mi-ai cunoscut gândurile, secretele. Se putea să crezi o poveste atât de grosolană? Păi dar cum să nu fi crezut când chiar tu mi-ai spus? Păi dar puteam să spun altceva? M-ai umilit. Păi cine te-a umilit? Cum? M-ai umilit prin faptul că ai crezut imediat. Și prin faptul că ai rămas atât de nepăsător și de calm. Nu voiai decât o certitudine. Cine a fost, câți au fost, când a fost Kerner și până când a fost Kerner. Și chiar și certitudinea o doreai numai pentru a ști mai târziu cum să te porți cu ceilalți oameni. Că numai pentru asta mi-ai spus? Trebuia să spun ceva ca să te cutremuri. Măcar o clipă să te cutremuri. Și ai izbutit? Nu, n-am izbutit. Pentru că tot ce-ți spusesem erau vorbe goale. Dacă erai mai atent, ai fi descoperit minciuna mea. Doar existau dovezi evidente care să-mi demonstreze nevinovăția. Ce dovezi? Adu-ți aminte de seara aceea. I-am oferit țigări lui Kerner. Dacă era ceva între noi, n-ar fi fost normal să știu că nu mai fumează. Când am adus cafea, am oferit și zahăr. N-a vrut nici zahăr. Și asta ar fi trebuit să o știu. Dar ce ți s-a întâmplat, l-am întrebat mirată. La care a răspuns cam așa: sunt un laș. M-au speriat și m-am speriat. Îți amintești? Cuvintele și gesturile reflexe nu mint niciodată. Chiar și medicii ne cercetează reflexele, nu? Mai ceva eu totuși nu înțeleg. Cum ai putut să declari asta până și în fața judecătorului? Tu, tocmai tu. Pentru că mă simt vinovată. De atunci de când l-am lăsat pe șosea pe motociclistul acela fără cunoștință. E, nu, da, am mai discutat chestia asta de 100 de ori. De ce încep ea? Și pentru multe altele mă simt vinovată. Când am continuat facultatea, când mi-au trebuit și mie locuința asta, mașina ta, distracțiile tale. E și mașina ta. A fost și a mea. Am plătit totul mult prea scump. Cred că e medicul. Eu mă apuc de împacheta. Deci totuși... Pentru asta am venit. Bună ziua. Bună ziua, poftim. Am stat de vorbă cu medicul tău. Zice că mai ai 2 săptămâni. Dar și mie mi-a spus tot așa, tovarășul Pongraț. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Știi bine că vizita dumitare mă onorează oricând. Sper să nu te deranjez. Nu-i decât nevastă-mi. Da. Ai, știam că ați divorțat. Da. Da, s-a pronunțat divorțul. A venit să-și împachiteze lucrurile. Aha. Am venit în problema aceea cu mina de bazal de la Ivan. N-am mai vrut să amân 2 săptămâni până pot veni șontâc șontâc la slujbă. Dar ce să amâni? Ancheta. Ancheta? Păi, după câte știu, e încheiată, nu? Te anunț că se redeschide. Aha, din ce în ce mai interesant. De fapt, niciodată n-am știut cum stau cu tine. Mai degrabă te-am respectat. Dar în treaba asta cu Ivandul nu mi-a plăcut deloc rolul tău. Nu mi-a plăcut chiar din primul moment. Da, pentru că toți ceilalți au plăcut, nu? Pe toți ceilalți am înțeles. Uzina a livrat rebuturi, se mai întâmplă. La rândul său, Kerner a întocmit câteva referate incompetente, treabă pentru care a primit niște bani. Mucosul arde Lucaci a căzut în fund în fața lui Kerner și n-a avut curajul să crâcnească. Dar tu, cum ai putut să montezi acele cabluri necorespunzătoare? Asta n-am înțeles-o de la început. Apoi... Adică ceva ai descoperit totuși, da? Da. Te-am dezlegat. M-ai dezlegat? Da.
Ah, așa ca pe cuvintele încrucișate, habar n-aveam că ești rebusist. Ține de munca mea. Așa că mai venit să-mi comunici și mie dezlegarea ta. Da, am venit să-ți spun că deocamdată nu e cazul să vii la întreprindere. E suspendat. Suspendat? Da. Ei, asta e. Și pentru ce? Se va cere o nouă anchetă împotriva ta. Dar până atunci, e bine să nu vii la întreprindere. Da? Și te-ai gândit să-mi aduci chiar tu vestea? Da, te puteam anunța în scris, dar mi-am spus că ești bolnav și vreau să văd cât de bolnav ești. Nu, n-aș putea spune că am nevoie de menajament. Dar nici n-am de gând să te menajez. Da. Bine, așadar, ce ai pus la cale împotriva mea? Am să dovedesc cum că știi că acele cabluri erau proaste. Nu e adevărat. Adevărul e că știi tot. Și totuși ai montat cablurile. N-am atestat uzine, am prezentat expertizele. Cine mă poate ataca? Eu! Și știi de ce? Tocmai din pricina atestatelor și expertizelor. Că te-ai mulțumit cu ele. Că nu te-ai uitat să vezi ce se ascunde în dărătul lor. Tu iei doar cunoștințe de muncă altora, dar personal nu contribui cu nimic. Ești atât de egoist, de comod, liniștit, surd, nepăsător și insensibil, că nu te pot privi decât cu groază. Asta ești. Nu cunoști acea poruncă ce spune că în viață tot ce poate fi îndreptat, trebuie îndreptat. Că trebuie să salvezi tot ce se mai poate salva. Asta e vina ta. Deci m-a acuz că am făcut-o intenționat, da? Știi tot și ai tăcut. Păi de ce aș fi tăcut? Ca să eviți riscul. Căci dacă vorbei, ar fi trebuit să te bați, să faci scandal, să discuți, să-ți demonstrezi adevărul, să demaști pe un vechi prieten, să înfrunți o mare uzină. Ar fi trebuit să fii curajos, chiar dacă eventual ai fi fost înfrânt. Dar ai tăcut. Ai tăcut pentru că ești rece. Nici măcar călduț. Rece. O capacitate rece, o muncă rece, o prudență rece. Numai mașinile sunt atât de reci. Dar ce bine știi tu cum sunt. Vrei să trăiești tignit, dar trăiești într-o permanentă încordare, în tensiune autoapărării, ca să nu fii implicat în nimic. Dar ai uitat că până și o problemă de aritmetică, o formulă matematică, poate ascunde o surpriză neașteptată. Da, de exemplu? De exemplu că poate fi dezlegată. Ah, eu mă gândeam la ceva și mai rău. Iată ce am vrut să spun. Pentru asta am venit. Am să te înștiințez. Când să te prezinți la noua anchetă. Da? Da. Așteaptă puțin. Nu vreau să le tocmim. Nu, dracu se tocmește. Vreau doar să te anunț că îmi dau demisia. Plec. Considerați-mă că nu mai sunt cu voi. Ce-i fi crezând? Că o să mă las înfundat de voi? Voi sunteți mulți, eu unul singur. Greșești dacă crezi că te lasă pleci. Crezi că nu știu ce socoteală îți faci? Ei bine, nu. Întâi facem ancheta și după aceea, cu sentința și eticheta pronunțată acolo, te vom lăsa. Ca să știe și alții cine ești și la ce se pot aștepta din partea ta. Alo, la telefon Șoltes. Cu tovarășul se deci. Bine, bine, aștept. Nu-mi poți da legătura? De ce? Cum? Nu poate ieși? Spune că... Nu, lasă, nu-i mai spune nimic. Alo! Alo, dați-mi-l pe jurisconsul, pe Fabian. Da, bine, aștept. Nu e acolo? Da, bine, înțeleg. Sunt gata. O mai aștept pe Andreea. Ce-i cu tine? Am un mare necaz, Eva. Tu nu poți avea niciun necaz. Ți-am fost soție timp de 5 ani și știu că până la urmă ai să te descurci. Nu, Eva, trebuie să rămâi aici. Să fii alături de mine. Nu mă poți lăsa singur chiar acum. Începe o luptă, Eva. Trebuie să iau totul de la cap. Până acum ai fost întotdeauna alături de mine. De câte ori am avut un necaz, ai fost... Vezi, tocmai asta mi-a plăcut întotdeauna la tine. Această sinceritate, această putere și fermitate.
că nu umbli pe ocolite, treci imediat la fapte, că întotdeauna tu stai în punctul central al cercului. Și știi să ceri dacă e nevoie și știi să închizi ochii dacă nu vrei neapărat să vezi ceva și nu faci absolut niciun gest inutil, căci de ce te-ai obosit tu oare inutil? Tu îți bați joc? Cât de surd ești. Oare nu auzi din glasul meu, din tristețea mea, că tocmai pentru asta te iubesc? Nu mi-e rușine. Te-am iubit vreme de 5 ani pentru că mi-ai făgăduit lucruri frumoase. Că ți-am făgăduit? Da. Doar atât? Când am renunțat la facultate, credeam că ai nevoie de mine pentru cine știe ce țel măreț. Dar țelul eram noi doi, n-ai înțeles asta? Da, dar am rămas repetent, Tamaș. Răspunde-mi sincer, ai realizat ceva? Căci eu una nu. Am izbutit să ne despărțim, dar nu înainte de a ne amără unul altuia viața. Nu-i așa? Lasă trecutul. Nu avem voie să stricăm nimic până la capăt. Când am urcat aici, parcă vorbeai altfel. Și atunci ți-am spus să o luăm de la început. Dar de atunci mi s-a întâmplat ceva. Am primit o lovitură de grație. Este foarte important să rămâi alături de mine. Și cu ce te-aș putea ajuta? Cu faptul că existi, că trăiești aici, că umbli și respiri lângă mine. Chiar atât de tare te-ai dezechilibrat? Ai putea spune și atât de tare te-ai speriat? Căci despre asta este vorba. Mi-e frică să rămân singur. Chiar mă rog sincer, Tamaș, nu ți-am cunoscut încă fața asta. Am intrat într-o pasă atât de rea încât până și pe trotuar că al greșit. Trebuie să ai grijă de mine. Și crezi că va fi bine ce-mi ceri? Poate că o săptămână, o lună, un an va fi bine. Și îmi va fi bine și mie. Dar după aceea, ce o să fie după aceea? Ne punem pe picioare. Bine, tu te pui pe picioare, dar ce o să fie cu mine? Iar rămân undeva de căruță. Aș rosti, da. Dar hai să vedem dacă merită. Pentru că pe acest nou drum trebuie în sfârșit să capăt și eu ceva. Și nu egoismul este cel care vorbește acum în mine. Însă numai așa putem rămâne pe picior de egalitate. Dar ce îmi ceri? Foarte mult. Am să-ți dau. La ce te gândești? Poate n-ai uitat încă amănuntul că am vrut să mă fac medic. Vreau să urmez facultatea. Chiar acum? Păi nu mai pot amâna. An de zile am tot amânat. Când ai terminat tu, ne-am apucat să tot strângem pentru câte ceva. Întâi pentru locuință, pentru mașină, apoi nu mai știu pentru ce. Întotdeauna a fost nevoie de câștigul meu. Dar acum o să-i pun capăt. Păi cum, tocmai acum, da? în impasul ăsta? Da. Bine, dar ne așteaptă zile grele. Am impresia că eu o să fiu ținut cam departe de toate sau aproape de toate. Și asta pe o perioadă ceva mai îndelungată. Dar nu nimic. Dacă ești și tu solidar, nu o să ne sperie nimic. Putem lua totul de la început. Vinde mașina, timbrele tale, la nevoie chiar și locuința. Dar tu nu vrei că tocmai asta nu se poate? Răspundem clar, Tamaș. De câștigul meu ai nevoie sau de mine? De ce mă tot jignești? De ce? Nu pot imagina viața mea alături de a ta decât cu condiția ca tu să te schimbi în toate privințele și față de toți. Dacă nu va fi așa, nu te vei schimba nici chiar față de mine. Bine, ce trebuie să fac? Te duci chiar acum după Pongraț. Ah, da, bine, fi, da, să accept litania lui Lungă că sunt rece, egoist, surd, insensibil și nepăsător. Este treaba ta ce ai să-i spui. Te descurci tu, n-am eu teamă. Dar trebuie să rămâi acolo. La urma urmelor, pe tine o să te primească undeva, chiar și cu o sancțiune disciplinară. Dar tu trebuie să rămâi în postul tău de până acum. Trebuie să rămâi chiar dacă ajungi mai jos. Iată ce doresc de la tine. Ba chiar îți pretind. Dar de ce să fac asta? De ce? Trebuie să fie Andreea. Mă duc să-i deschid. Uite, era chiar Andreea. Bună ziua. Bună ziua, Andreea. Ia loc, poftește. Mulțumesc. Numai că azi am venit la Eva. Da, știu, azi la Eva, nu la mine. Dar ia loc totuși. Ia loc dacă insist atât. Ascultă, Andreea, mi-ai putea răspunde sincer dacă te-aș întreba, dumneata ești un om cu convingeri? Dar de fapt, de ce ai întrebat asta? Mi-am întrebat-o pentru că mi-am adus aminte de vechea noastră discuție. De asta m-am întrebat-o. Atunci ați avut dreptate. Credeam cât se poate de serios că trebuie să devin arheolog. Dar cum ai ajuns să fii chiar atât de convinsă? Am văzut într-un album de artă un ușepti. El m-a câștigat. Uite ce cultivată ești, dumneata, Andreea. Dar lămurește-mă și pe mine. Ce e acest ușepti? Că eu nu știu. Știți, egiptenii îngropau o statuetă de 20-25 de centimetri lângă morții de seamă, făcută din lemn, piatră sau lut ars.
Astea se numeau ușeptii. Aha, da, și când zeul morții îl chema la muncă pe acest mort de seamă, aceste statuete, aceste ușeptii, trebuiau să se prezinte numele mortului și să îndeplinească în locul său tot ce îi se cerea să muncească. Da. Asta nu mi-ai spus nici mie. Cu și această nevinovată lipsă de etică te-a împins pe dumneata spre arheologie? Dar trebuie să recunoașteți că e o idee grozavă, îndrăzneață, nu? După asta am devenit curioasă, oare cum o fi fost acea lume de demult? Da, bine, răspunsul e mulțumitor, nu mai insist. Hai, Andrei, da. Mai am puțină treabă cu tine. Da. Eva, tu nu cumva ai de gând să pleci? Dacă consider că e cazul să rămân, să mai discutăm iar despre asta... Da. Atunci telefonează imediat lui Pongras. Bine, dar eu nu ți-am... Andreea, da. Te rog frumos, du-te la cofetăria din colț și așteaptă-mă acolo. În câteva minute vin și eu. Bine, dar ziceai că... Nu mai e valabil. Așteaptă-mă acolo neapărat. Vin, bine, vin și bine, eu. La revedere. De ce ai expediat-o pe Andreea? Pentru că trebuie să vorbesc cu tine fără martori. Când ai de gând să-i telefonezi lui Pongras? Ce e atât de urgent? Mai târziu. Eu n-aș vrea să stric ceva din prea multă grabă. Deci nu vrei să vorbești cu el? Uite, prietena noastră Andreea a picat tocmai când începuse să te întreb de ce anume ar trebui să mă întorc la Pongraț. De ce? Ca să mă umilească ei cu proaspăta lor sancțiune? Asta vrei? Pentru că cei de acolo te-au cunoscut tot atât de bine ca și mine. Iar acolo ai fi nevoie să te schimbi. Tu gândește-te ce soartă m-ar aștepta lângă Pongraț și ceilalți. Eu primesc munca ce mi se repartizează, o primesc. Întotdeauna am acceptat sarcinile ce-mi reveneau. Însă nimic mai mult. Nu ședea altuia. Dar nu sunt fraier. Ultimul fraier a fost acel Atlas din mitologie, care ținea toată bolta cerului în spinare, numai așa, din politețe, din arivism, sau poate pentru că era un elev siritor. E bine, eu nu vreau să fiu un astfel de fraier. Trebuie să recunoaștem că șofatul este o școală bună. Ești obligat să privești mereu în față. Cine trage cu ochiul la dreapta, la stânga sau în urmă, ajunge repede în șanț. Da. În șans. Da, continuu, te ascult. Eva, acum câteva minute mi-ai amintit de vechea discuție, știi, de pe culoarea bibliotecii, lângă fișier. Trăim în mijlocul unor conflicte înspăimântătoare, îți spuneam atunci. Niciodată n-a existat o contradicție atât de îngrozitoare între individ și lumea asta uriașă. Niciodată n-a existat. Și nu mai putem percepe toată complexitatea, ci numai câte o părticică. Nu există altă soluție. Trebuie să ne retragem în sfere de cunoaștere din ce în ce mai mici. Așa vreau să trăiesc și eu cu tine de acum încolo. Îi plătesc lumii datoria ce mi se scrie în dreptul numelui meu, dar încolo nu mă mai interesează nimeni și nimic. Doar tu. Înțelegi? Înțelegi, Eva? Numai tu. Numai eu? Greșești, numai tu. Acum pot să-ți spun. Am urcat la tine doar ca să aflu dacă ai de gând să trăiești și mai departe exclusiv pentru tine sau ai totuși vreun amestec și cu lumea. Dar n-ai, Tamaș. N-ai. Eva, tu nici măcar n-ai auzit ce ți-am spus. Ba. Eu vreau să trăiesc cu tine. Cu tine vreau să trăiesc. Pentru că tu știi ceva ce nu știu eu și am să mă pierd fără tine. Nu, te rog, nu mai continua, e inutil. Acum ar trebui să fiu cu sufletul ușor și poate chiar fericită că m-am salvat din această dragoste. Dar sunt obosită și grea ca plumbul. Pentru că iar am dat greș. Eva, te iubesc. Și încă mă mai iubești și tu. Nu. Eu nu te mai iubesc. Nu, Eva, nu spune. Dragostea e făcută ca să durezi ceva cu ea. Și eu nu pot să-mi o imaginez altfel. Iar noi timp de 5 ani am trăit în cenușă. În cenușa rămasă după foarte puțină dragoste, care a ars toată. Eva, dacă ții atât de mult, uite, vând mașina, vorbesc și cu Pongras, nu, fie ce-o fi, o luăm de la kilometru zero. Nu, cu tine nu mai vreau nimic. Nu poți și nici n-ai să te schimbi. Ai face din mine o statuetă, un ușepti. Și tu ai să iei cu tine în mormânt numai astfel de statuete. Eva! 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 Eva!
Ați ascultat Cel ce e laș în dragoste, de Ileș Endre. Adaptarea radiofonică de Eugen Todoran. Distribuția a fost următoarea: Șoltes Tamaș, Victor Ebenciuc; Eva, Mariana Mihuț; Kerner Zoltan, Mitică Popescu; Morvai Andreea, Catrinel Paraschivescu; Pongraț, George Constantin; Holodi Anieș, Dorina Lazar; Fabian, Corado Negreanu; Lucaci Ervin, Mihai Dinvale; Stenodactilografa, Lili Nica Dumitrescu; Dămăc, Valentin Uritescu; Iudit, Mirela Gorea; Vera, Janin Stavarache; Sedeci, Constantin Drăgănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Eugen Todoran.